Guvernul de la Viena avertizează faptul că urmează o pană de curent de dimensiuni catastrofale, care va avea loc la nivel european. Pana de curent ar urma să afecteze aprovizionarea, traficul, comunicațiile, mass media, dar și siguranța publică. Viena atrage atenția asupra unui risc neglijat la București și își informează populația asupra unui blackout care ar afecta aprovizionarea, traficul, comunicațiile, mass media și siguranța publică. Luăm în calcul o întrerupere de curent în viitorul apropiat, avertizează Claudia Theiner, ministrul apărării din Austria. În acest context, forțele armate din Austria desfășoară de câteva săptămâni o campanie masivă de conștientizare a opiniei publice prin intermediul mass media despre blackout, adică o pană de curent de dimensiuni mari catastrofale. Nu stau fără curent atât. Nu stau, mamă, oamenii ăia sunt stradă să faci război. Fac război. Păi da. Ce credeți că ar trebui să facă oamenii? Să-și ia generatoare sau ce ar trebui? Păi ce să facă? Stau la lampă, nu e nici gaz. Măcar să fie gaz, punem lămpii, ca odată. Păi da, punem lămpile ca odată dacă ne iau curent. Ce să facem? Cred că se va lua. Se va lua de acum încolo. Și oamenii vor putea să reziste atâta zile fără curent? Nu, nu poate. Credeți că ar trebui să-și ia generatoare sau, eu știu, alte soluții? Cred că să-și ia generatoare, că altfel n-are cum. Nu poate să se apare curent. Telefoanele mobile, rețelele fixe și internetul vor fi paralizate. Vor înceta să funcționeze automatele bancare, stațiile de benzină, majoritatea mijloacelor de transport în comun, lifturile, sistemele de încălzire și răcire. Vor fi probleme semnificative în aprovizionarea cu apă și în funcționarea canalizării. Principala problemă în gospodării este că dispozitivele de răcire sau sistemele de încălzire se defectează odată cu lipsa energiei electrice, ceea ce poate avea efecte diferite și dramatice în funcție de anotimp.